În parteneriat cu Primăria din Petroșani organizăm pentru a treia oară, a treia ediție a concursului Petroșani Ieri Azi. Este un concurs de educație comunitară, iar anul acesta are două secțiuni. O probă sportivă, care s-a desfășurat la Colegiul Economic Hermes, și o probă de cultură generală, care este în desfășurare acum. Concursul evaluează cunoștințele elevilor despre depresiunea Petroșani și tot ce înseamnă acest lucru. Sunt 8 echipaje ale tuturor liceelor din Vale. Copiii văd, din ceea ce văd, sunt mai pregătiți decât în ceilalți ani. Au văzut că nu este de glumă. Consiliul Local a hotărât să ne premieze și anul acesta. Premiază copiii cu o sumă consistentă de bani. Da. Spune-mi tu, cum ai descrie orașul în care noi locuim? Petroșani, un oraș mic, liniștit, frumos, destul de atracții turistice, având în vedere mărimea lui. Și e un oraș în care ți-ai dori să locuiești, într-o lume așa nebună. Dacă ar fi să schimbi ceva, ce ai schimba la el? Ce a schimba? Nu știu, poate puțin aspectul lui ca oraș. Ar trebui, nu știu, mai recondiționat, mai îngrijit puțin. Cam atât aș avea de schimbat, părerea mea. Na. Sigur, atracția acestui oraș și să explorați istoricul geografic, să explorați tradiția și cultura noastră cu cât mai multă plăcere. Concursul de anul acesta conține două secțiuni, proba sportivă și proba de cultură generală. Proba sportivă se desfășoară în acest moment la Colegiul Economic Hermes și așteptăm rezultatele, iar la proba de cultură generală elevii confirmați cunoștințele referitoare la geografia, istoria, economie și cultura în Valea Jiului, dar cu timpul. Echipele au primit materialul bibliografic din luna februarie, astfel încât au putut să se pregătească. Cele 120 de întrebări sunt pe fața dumneavoastră, se vor extrage 40 de deci pentru fiecare echipaj. Întrebări la care echipele participante vor răspunde orale și vor fi evaluate de către membrii jurului în net. Fiecare întrebare va fi votată cu 4 puncte, iar câștigătorul va fi echipa care va suma cel mai mare punctaj. Se va acorda locul 1, 2, 3 până la locul 8. Și se va acorda 4 diplome de participare. Pentru rezultatul final se va face media între proba sportivă și proba de cultură generală. Va câștiga și proba care va avea cel mai mare punctaj. Se va acorda premiul 1, 2, 3 și 4 diplome de participare. Câștigătoare va fi școala care va avea cel mai mare punctaj. Dacă la sfârșitul concursului două școli va avea același punctaj, se va face varajul la cea mai multe punctații la sala de sport a Colegiului Economic Hermes. Se cunoaște și echipele. Te rog să te dezvolți. Șotea Bianca și Mintele Alicea. Și de la Comitetul Olimpic Național de Comunicare.
La 6
6 ani de la proiectarea la Paris de către frații Lumière a primelor imagini cinematografice, cinematograful pătrundeși în Valea Jiului sub forma celor ambulante, apoi prezentări și cicluri de filme până la construirea unei sări pentru proiectarea filmului. Întrebarea este, la ce ne puteți, ce ne puteți spune despre acest început al cinematografului în Valea Jiului? Este episod.
Bună ziua!
Dumitru Petroșani. Așa. În această zi, dat fiind faptul acestui concurs, vă voi cânta cântecul voluntarilor, muzică și versuri proprii, melodie ce a fost inaugurată anul trecut la acest concurs. Sper să vă placă!
una dintre mențiunea concursului nostru de astăzi revine colegiului tehnic Constantin Brâncuș din Petrie. Cei mai buni sportivi dintre liceeni. Ei au câștigat și competiția asta.